Bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul unei noi ediții a webinarului de Daily Briefing. Încep prin a vă transmite faptul că vom discuta strict opinii și nu recomandări de tranzacționare. Graficul Euro-USD rămâne încadrat în același canal corectiv despre care am discutat și în ultimele două sesiuni. Vedem o rezistență importantă în zona 1.1788-1.1800, cu cât prețul continuă să fie respins din această zonă de rezistență, cu atât mai important aceasta va deveni, iar odată ce se marchează breakout-ul, semnalul va fi de asemenea din ce în ce mai puternic. Dar până să vorbim de un breakout, cred că mai avem de parcurs un drum posibil scurt, dar descendent. Vorbim de o poziționare aparent pe termen scurt descendentă, cotația EURUSD vizând suportul sau pragul psihologic de la 1.1700. Cred că momentan ne îndreptăm către această regiune. Piața nu pare să aibă suficient de multă putere astfel încât să spargă și următorul suport de la 1.1661-1.1660. Așadar, cred că episodul negativ ar trebui să se joace, să se plimbe undeva în această regiune de suport. În ceea ce privește zona sau aspectele fundamentale, am avut parte de date din plin, care au afectat atât dolarul american cât și moneda unică europeană. Ne uităm la, în primul rând, la datele din zona europeană. Vorbim de minutele ședinței BCE care s-au publicat ieri. După cum am discutat foarte pe scurt și în Daily Briefing-ul de ieri, datele au avut o tendință sau au transmis un mesaj ceva mai doviș, mai exact oficialii BCE și-au exprimat îngrijorarea vis-a-vis de faptul că moneda europeană s-a apreciat și această tendință de apreciere ieftinește importurile și face ca exporturile să fie mai puțin atractive. Acesta este motivul pentru care traderii au reacționat și au vândut moneda unică europeană. Această tendință cred eu că este activă strict pe termen scurt, pentru că pe termen lung investitorii se uită la faptul că BCE are în vedere începerea procesului de normalizare a politicii monetare. Așadar, euro ar putea să continue trendul de creștere pe termen lung, iar investitorii ar putea să pândească momentele sau minimele optime din care să activeze noi poziții ascendente. Acesta fiind strict o opinie. Asta s-a întâmplat pe moneda unică europeană, dar avem în vedere și faptul că euro a fost afectat de atacul terorist din Barcelona de seara trecută. Pe de altă parte însă, dolarul american s-a bucurat de date în linii mari pozitive, vorbim de o cerere de numărul cererilor pentru șomaj în scădere la 232.000 și un indice compilat de Philly Fed în creștere pentru sectorul manufacturier la 18.9 puncte. De asemenea, și rata capacității de utilizare a fost bună, producția industrială însă a dezamăgit. Nu este o cifră extrem de slabă, dezamăgitoare, dar din nefericire trendul, tendința pare să fie una descendentă. Dolarul însă s-a menținut pe poziții. În ceea ce privește evoluția dolarului american, cred că pe termen scurt aceasta rămâne undeva laterală, dacă putem numi, sau nehotărâtă. Pe de o parte, care sunt motivele? Pe de o parte, dolarul s-a bucurat de datele bune care au venit ieri. Pe de altă parte, însă, ceea ce se întâmplă la Casa Albă stârnește valuri de tensiune și afectează și dolarul, dar în mod special afectează și piețele de capital. Asta pentru că investitorii se uită și sunt îngrijorați de faptul că mult așteptatele reforme fiscale promise de Donald Trump ar putea să nu se
petreacă sau să nu devină realitate prea curând. Ce s-a întâmplat ieri la Casa Albă, fapt care afectează dolarul și piețele de capital, au apărut niște zvonuri legate de faptul că fostul președinte al Goldman Sachs, și anume Gary Cohn, ar putea să demisioneze. O să vedem reacția în piețele de capital, acestea s-au depreciat, ulterior zvonul a fost infirmat și piețele și-au revenit. Astfel de episoade întăresc opinia investitorilor legată de instabilitatea care domină ceea ce se întâmplă la Casa Albă și procesul de luare a deciziilor. Pe euro și pe dolar astăzi nu mai avem date foarte importante, doar pe dolar se publică indicele sentimentului consumatorilor compilat de Universitatea din Michigan, în rest datele sunt, în rest nu avem date importante. E posibil ca discursul unui oficial din cadrul FOMC să afecteze dolarul, dar în sensul în care Kaplan ar putea să aibă un discurs ușor doviș, dar nu este obligatoriu. Rămâne să vedem. În după amiază, odată cu debutul sesiunii americane, acesta va susține un discurs. Euro-USD, după cum am spus, pare poziționat pe termen scurt să mai retesteze încă o dată acest prag de la 117.00. Rezistența rămâne în zona 117.70-117.88. Dacă nu apar alte evenimente extreme, cum a fost atentatul de aseară de la Barcelona, Euro-USD ar putea să-și continue liniștit evoluția încadrat de nivelurile menționate ceva mai devreme. Așadar, sunt șanse să închidem săptămâna văzând Euro-USD-ul în acest canal corectiv. În ceea ce privește USD-Yen-ul, lucrurile aici sunt interesante. Pe un grafic daily vedem observăm tendința majoră ca fiind una descendentă. Prețul revine din nou în zona de suport de la 109 și cred că nu pe daily, dar pe H4, dacă închidem sub acest suport, atunci suportul de la 109, atunci șansele cresc destul de mult să vedem USD-Yen-ul apropiindu-se de acest minim local de la 108.15. Yenul japonez reacționează la turbulențele din planul politic american și geopolitic și aici mai iau în calcul și ce s-a întâmplat în Barcelona, dar și în Corea de Nord. Dacă această stare de tensiune va persista, atunci trendul descendent al USD-Yen ar putea să accelereze, iar în termen de una, două săptămâni am putea vedea acest lucru petrecându-se. Spargerea suportului de la 108.15, nu astăzi, în următoarele zile ar putea reprezenta un puternic semnal descendent. Rămâne însă de văzut dacă investitorii vor împinge cotația sub această regiune. De asemenea, ca posibil indicator al continuării trendului descendent pentru USD-Yen, puteți să luați și evoluția piețelor de capital, continuarea corecțiilor agresive în piețele de capital, în mod special în piața de capital americană, ar putea să sugereze faptul că USD-Yen nu va continua să piardă teren. Pe graficul GBP-USD, ne uităm pe H4, vedem o tendință de creștere și pe termen scurt luăm în calcul faptul că indicele vânzărilor de retail de ieri am dat un avans de 0,3%, veste bună pentru traderii de lirei sterline. Dintr-o perspectivă tehnică, remarcăm faptul că piața în momentul de față se consolidează, ar putea să marcheze în această zonă un minim în creștere, iar acest minim în creștere ar putea fi confirmat dacă pe H4 vedem un breakout al nivelului de la 1.2910. Acest breakout ar putea confirma startul unui nou impuls care să viseze inițial rezistența de la 1.2960. Uităm aici. În caz contrar, o spargere a suportului de la 128.36 ar da șanse continuării acestei corecții. Această corecție mai are spațiu de continuare, astfel încât tendința de creștere să nu fie invalidată.
Pe termen scurt, însă, ne uităm strict la evoluția prețului încadrată de cele două niveluri menționate, rezistența de la 1,2090 și 1,2836. Pe termen lung, luați în calcul reperele discutate ceva mai devreme. USD CAD este o pereche valutară care merită urmărită în sesiunea de astăzi, asta pentru că se publică date de inflație la orele după amiezii, la 3 și jumătate. Dintr-o perspectivă ceva mai lungă de timp, ne uităm la USD CAD și observăm o tendință de depreciere, respectiv de aprecierea dolarului canadian. În ultima perioadă, în ultima lună însă, această tendință a luat o pauză, vedem un sindicatul corectându-se, iar datele de CPI de astăzi cred eu că vor ajuta piața să decidă dacă această corecție va continua sau nu. În sensul în care, dacă datele de astăzi sunt bune, sunt șanse mari să vedem, un sindicatul ieșind din acest canal corectiv, respectiv coborând în zona 1.2586, poate chiar mai jos următorul suport de la 1.2550. Dacă datele sunt slabe, atunci prețul ar putea fi respins de linia aceasta care marchează mie corecția și să vedem un nou episod de apreciere pentru să decad, respectiv canalul corectiv să continue să evolueze. Euro GBP, de asemenea o pereche valutară interesantă, o vedem într-o zonă de rezistență retestată acum un an, ultima dată, trendul este puternic ascendent, asta pe un grafic weekly. Pe un grafic H1 remarcăm un suport în zona 0,9080 și rezistență 0,9150. Cred că finele săptămânii va prinde cotația încadrată de aceste niveluri. Cred că pe termen scurt prețul ar putea să continue să evolueze lateral. În sfera indicilor am avut parte în sesiunea de ieri de alunecări masive și vorbim aici de impactul evenimentelor din Barcelona, dar și a tensiunii din jurul Casei Albe. Vedem US 500 retestând un minim ultima dată retestat la începutul lunii iulie, 2423 suport. Cred că pe termen scurt tendința naturală a pieței va fi una de revenire și de apropiere a acestei cotații de zona 2444. Există multe voci în piață care vorbesc de o viitoare corecție masivă în piețele de capital, în mod special în piața de capital americană, însă nu cred că acesta este momentul în care vom vedea indicii marcând o corecție semnificativă. Cred că deocamdată traderii o să se liniștească și vom vedea corecții în piețele de capital. US 30 de asemenea a coborât a marcat un nou minim local în scădere, 21.690 de puncte este suportul local, rezistență 21.830, dar cred că pe săptămâna viitoare ne vedem în această regiune. Deocamdată o corecție ar putea fi confirmată de spargerea rezistenței de la 21.755. DAX-ul a plecat zilele trecute din această zonă de rezistență, 12.320 de puncte, a coborât. Următorul suport activ este la 12.060 de puncte. Nu cred că va reuși să-l spargă. Dacă sparge acest suport, atunci ne uităm clar către minimele locale de la 11.930 de puncte, respectiv spargerea suportului de la 12.000 de puncte. Ar fi un episod puternic de scădere și cred că va, dar nu cred că sunt șanse să vedem o astfel de evoluție pe acest grafic. Aș aștepta mai degrabă ca piața să dea semnale tehnice pozitive. În sfera mărfurilor, ne uităm la petrolul WTI. Îl vedem spărgând această linie care marca un canal pozitiv.
Pe termen scurt, suportul este la 46-80 și rezistența la 47-60. Astăzi o să se publice și numărul de platforme petroliere active din Statele Unite, acesta reprezentând indicatorul care va avea impact asupra pieței petrolului. Pe termen scurt, poziționarea pare ascendentă, așadar spargerea rezistenței de la 47-60 ar putea să urce cotația WTI în zona 48 de dolari, 48-30. Aurul, cred că pe final de săptămână va impresiona, în sensul în care îl vedem deja depășind această rezistență de la 1292 de dolari. Cred că foarte curând ne apropiem de nivelul rotund de la 1300 de dolari. Să nu uităm că aurul este un activ de refugiu care se apreciază, la fel ca ienul, ca francul elvețian, în momentul în care piețele financiare sunt supuse sau resimt o anumită aversiune la risc. Aurul este interesant de urmărit tocmai din acest punct de vedere, pentru că avem, cred eu, toate ingredientele necesare ca tendința de apreciere să continue. Așadar, în sesiunea de astăzi urmăriți la 3:30 datele din Canada și la 5 datele din Statele Unite. Evoluții interesante cred eu că vor urma pe USD CAD, pe USD Yen, Euro USD, DAX și AUR. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și astăzi. Să aveți un final de săptămână cât mai plăcut și vă reauziți săptămâna viitoare cu colegul meu, Claudiu Cazacu. Toate cele bune, la revedere!